Weekendul ce tocmai s-a încheiat l-a prins pe candidatul USL Nicolae Florian în mijlocul oamenilor. Acesta a petrecut ore în șir pe străzile orașului pentru a le explica giurgiuvenilor importanța prezenței la vot pe 9 decembrie, dar și ce își propune să realizeze pentru Giurgiu din postura de parlamentar. Astfel, caravana electorală a candidatului USL Nicolae Florian s-a aflat pe șoseaua Alexandrei, drumul lui Popa Flore, așa cum este cunoscut de giurgiuveni, și strada 1 decembrie 1918. Duminică, Nicolae Florian și-a dat întâlnire cu susținătorii în parcul Mihai Viteazul, iar mai apoi a vizitat străzile Negru Vodă, Eroilor și Partizani. Din tot sufletul, cu respect, vă mulțumesc încă o dată. Ea este Miruna. Să trăiește, Nicolae. Ați ajutat și soacra mea. Și vă rugăm să serviți un pic de pâine proaspătă din tot sufletul, cu un pic de sare, cum se obișnuiește. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc mult. Cu siguranță ne susțineți că suntem, credeți în noi, ne-a demonstrat că suntem profesioniști și vreau să vă spun că proiectele pe care le avem noi, USL-ul, pentru dezvoltarea economică și socială a orașului sunt proiecte reale, proiecte care numai împreună, dacă suntem uniți, putem să le realizăm. Eu vă spun atât, fiți vigilenți și fiți atenți cui dați votul dumneavoastră. Cred că cei care sunt aici ne reprezintă și încercați să fiți alături și dumneavoastră de ei pentru ca să poată mai târziu să facă ceva pentru orașul nostru și pentru județul nostru. Nicolae Florian se bucură de sprijinul alegătorilor care sunt conștienți că numai un giurgiuvean veritabil se poate implica cu adevărat în viața orașului și județului Giurgiu. Mai bine zis, un deputat care nu vine odată la 4 ani să ceară voturi, după care dispare și își alege un alt județ pentru un viitor mandat.